De luni, cel târziu, de luni nu suntem încă în luni, suntem în 22, nu? Bun, haideți să luăm ziua de 22, ziua în care niciun beneficiar nu va mai fi obligat bărâs la post-ru, da? Unde erau miile de pagini de adus. Acolo, da, și... A, și la cele de rambursare. Deci de luni 22, aprilie, așa, trece timp foarte repede, niciun beneficiar pe post-ru nu va mai aduce la cererea de rambursare nicio foaie de hârtie, decât CD-ul. Da? Pe care are toate documentele, pentru că trebuie făcut o verificare a documentelor. Eu știu. Așa. Vine totuși cu o foaie de hârtie, și anume procesul verbal de pe dare-primire, cu ceea ce are acel beneficiar pe CD, încărcat ca și document. Da. Omul de la organismul intermediar se uită, verifică ceea ce este pe CD, semnează procesul verbal de pe dare-primire și asta este foaia care beneficiarul vine și pleacă de la... Da? Deci niciun fel de document înscris. Mai mult. Acel sistem Action Web-ul ăla, da? Sistem informatic de la tot la fel de la post-ru. Da? Chiar azi am vorbit și vedem exact cum o facem foarte repede să fie soluționată această chestiune și va fi foarte repede rezolvată. Toți beneficiarii își vor introduce singuri documentele scanate în acest sistem. Da? Deci ușor, ușor scăpăm și de CD-ul ăla. Documentele acestea de implementare. Toate documentele. Cererile. Toate documentele. Pornind de la contract de finanțare, raport de activitate, tot ce are el acolo ca documente, le scanează și le duce în Action Web, pentru că oricum are acces la Action Web. Da. Are parolă și mai departe dedicată. Da, va fi creată facilitatea pentru ca fiecare să-și scaneze și să-și introducă datele respective în sistem. Poate le introduce, cine nu-și va introduce documente, nu va primi banii. Da, asta cu siguranță, pentru că trebuie să verificăm totuși la organismul intermediar care sunt documentele, da, ele nu se regăsesc, nu va primi suma respectivă. Deci, odată într-un sistem, am scăpat și de această chestiune legată de plimbatul documentelor, dar v-am spus de pe 22, pe bază de CD. După ce această nouă facilitate va fi pusă în funcțiune, toate documentele vor fi incluse, scanate în sistem. De asemenea, până în prezent, beneficiarii pe post-dru, în cazul în care nu aveau nicio documente, li se respingea cererea de rambursare. Dacă nu are un document aferent unei anumite cheltuieli, acea cheltuială nu se plătește, până când beneficiarul nu aduce documentul respectiv. Restul de cheltuieli se recontează. Adică se face partea parțială pe ceea ce, la fel am spus, de ce să stea... Nu a adus o parte din documente, pentru acele documente nu-i face respectiva plată, pentru restul se face partea parțială, deci nu stăm la discuție, pentru că toate cele cheltuieli, pe de o parte, le decontez beneficiarului, pe de altă parte, sau cel mai departe, comisie la rambursare. Nu am ce să aștept. Interesul meu ca și organismul intermediar nu este să resping documentații. Nu, dom'le, ai adus documentele astea, pentru asta îți decontez. Vrei și restul? Adun, fă-mi dovadă dacă ai plătit și mai departe. Deci asta este... Sunt câteva exemple mici de simplificare. Da. Dar cred că e important, pentru că am văzut și ochii mei, mii de pagini pe care le aduc într-un mod inexplicabil beneficiarii, le aduceau până pe 22 beneficiarii pe post-ul.